Doamnelor, domnilor, bună seara, sunt Dana Ciobanu și vă prezint o nouă ediție a emisiunii Obiectiv Comun. Teatrul este una dintre cele mai frumoase și mai actuale punți de comunicare între cele două maluri ale Prutului. Turneile teatrale, punțile culturale sporesc efectul actului artistic asupra spectatorului într-un an important din punct de vedere istoric, anul centenarului Marii Uniri. Despre proiecte, despre interesul manifestat de spectator pentru această revenire acasă a teatrelor naționale, despre arta teatrală în anul centenarului, vorbim în ediția de astăzi a emisiunii Obiectiv Comun. Teatrul este una dintre cele mai importante punți în realizarea unirii spirituale a românilor. În anul centenarului Marii Uniri, colaborările din domeniul teatral sunt o mărturie vie că limba română este adevărata patrie și adevărată legătură atât pentru actori, regizori, cât și pentru publicul de pe ambele maluri ale Prutului. Reuniunea teatrelor naționale, turneile organizate de cele mai cunoscute trupe românești aici în Basarabia și plecarea artiștilor basarabeni peste Prut reprezintă o adevărată sărbătoare pentru cei care simt și gândesc românește, indiferent de hotare. În cadrul reuniunii teatrelor naționale sunt prezentate producții recente ale teatrelor invitate de peste Prut, ale teatrului gazdă și ale teatrelor naționale din Republica Moldova. Prin schimburile astea pe care le avem deja al cincilea an, Teatrul Național, Teatrul Românesc București, Iași și Chișinău, în plus reuniunea teatrelor naționale românești, noi nu avem decât să ne îmbogățim. Ne îmbogățim cu încă 22 de milioane de spectatori. Avem o piață pentru teatru. Practicăm teatru în limba română. Vorba lui Nichita Stănescu, patria noastră este limba română și de o parte și de alta a Prutului. Iar nemai vorbind de acele comunicări care au loc cu spectatorii, acele discuții de prietenie între colectivele teatrelor naționale, între actori, între mașiniști de scenă, între toți cei care asigură producția teatrală, descoperă, pe lângă faptul că sunt prietenesc, că, dincolo de Prut, sunt cu tot mai mari salarii și un mașinist de scenă ridică un 900 de euro, 1000 de euro pe lună, ori la noi 100 de euro. Deci e și asta deci un argument care spune că să nu spunem niciodată, niciodată. Datorită acestor reuniuni teatrale, publicul basarabean are șansa unică de a vedea cele mai incitante spectacole produse în România și Republica Moldova, de a participa la lansări de carte, expoziții, discuții pe marginea fenomenului teatral și alte evenimente. În anul centenarului Marii Uniri, aceste proiecte au o încărcătură și mai mare, realizând practic unirea la cel mai înalt nivel artistic. Fiecare martor al acestor proiecte culturale deosebite are posibilitatea de a se conecta în direct la fenomenul teatral românesc în tot ce are mai de valoare la ora actuală. Printre invitați, numărându-se regizori de renume mondial și actori de seamă de pe ambele maluri de Prut. A cincilea an, scena Teatrului Național în săptămâna asta, începând cu 27 martie, când prezent pe scenă va fi Teatrul Național din Vasile Alexandrei din Iași, toată săptămâna aparține Iașului și Bucureștiului. Și asta într-un fel îți dă curaj și îți dă speranța și optimismul cela de care vorbeam, că noi mai devreme sau mai târziu vom fi și economic împreună. Spiritual, cultural, noi de mult ne-am unit. Noi de mult suntem o familie, noi de mult suntem împreună, chiar și dovadă spectacolele astea. O să vedeți că sunt
colaboratori și actori de pe ambele maluri ale Prutului, de pe, începând cu Ion Caramitru, care e vocea cronicarului, cu Tania Popa, care e de la noi, dar a interpretat una dintre deputatele Sfatului Țării, pe Nadejda Greenfield, pe Nadia Trohin, care a activat în Trigon și acum are activitate artistică la București și a făcut coloana sonoră împreună cu Adrian Naidin a spectacolului. Sunt și ne înțelegem foarte frumos, bine, adică dau rezultate și avem ecouri frumoase din astea, colaborările astea. Iar pe data de 27 martie pe scena Teatrului Național, Vasile Alexandri din Iași prezintă pe scena noastră iarăși o coproducție a noastră. Deci e vorba de Seceta Roșii, de Larisa Turea, după Cartea Foametei, un proiect realizat în coproducție cu teatrul din, cu cele două teatre. Regia e semnată de mine, coloana sonoră e făcută de Vale Boghean, muzica originală, iar coreografie de coreograful Dumitru Tanmoșan de la noi. Iar actorii care relatează acele emoții, acele povestiri, sunt actorii Teatrului Național din Iași. Și scenografa Erodica Arghir, tot de la Teatrul Național din Iași. În cadrul turneului, Naționalul Chișinăuian a prezentat două spectacole, Balamucul Vesel în regia lui Petru Hadârcă și Steaua fără nume în regia lui Alexandru Cozub. De ziua Unirii Principatelor, pe 24 și 25 ianuarie, piesele s-au jucat pe scena Teatrului Vasile Alexandri din Iași și pe 27-28 ianuarie pe scena Teatrului Național Ion Luca Caragiale din București. Ambele spectacole au fost jucate cu sălile arhipline. Proiectul Teatru Românesc la București, Iași și Chișinău a fost lansat în 2014, fiind cel mai amplu schimb cultural între teatrele din cele două țări. În anul Marii Uniri, Teatrul Național Ion Luca Caragiale continuă să promoveze unitatea tuturor românilor, fiind gazda unui spectacol deosebit. Sunt suflet în sufletul neamului meu, limba română e patria mea. Un recital al îndrăgitului actor român Emil Boroghină, care va avea loc pe data de 28 martie 2018. Acest proiect reprezintă o contribuție la sublinierea elementelor spațiului cultural comun românesc. Al doilea an consecutiv, Teatrul Evreiesc de Stat din România va face în luna aprilie un turneu la Chișinău. Evenimentul are loc în cadrul unui proiect ambițios de schimburi reciproce încheiat între teatrele celor două mari capitale românești, București și Chișinău, Teatrul Evreiesc de Stat și Teatrul Național Satiricus Ion Luca Caragiale. La invitația Teatrului de Revistă Ginta Latină, recitalul Treptele Unirii în interpretarea actorului Emil Boroghină va fi prezentat pe 27 martie în cadrul proiectului 100 de ani împreună, centenarul Marii Uniri. Iar în zilele de 5, 6, 7 aprilie, de la ora 18:30, pe scena Teatrului de Revistă Ginta Latină din Chișinău, vor fi jucate trei spectacole ale Teatrului Notara din București. Un pic prea intim de Raif Josef în regia lui Cristi Juncu, Vizitatorul de Eric Emanuel Schmidt în regia lui Claudiu Goga și Funcționarul Destinului din Horia Gârbea în regia Ancă Maria Colțeanu. Publicul din Chișinău este invitat să participe în număr cât mai mare la aceste reprezentații, atât pentru a întări legătura culturală deosebit de importantă dintre cele două capitale, cât și pentru a se bucura de recitalurile apreciațiilor actori ai teatrului Notara. Am revenit în platou, unde am o deosebită plăcere să-l prezint pe invitatul ediției de astăzi. Este vorba de domnul Alexandru Grecu, directorul Teatrului Satiricus Ion Luca Caragiale. Domnule Grecu, bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Suntem în anul centenarului, e un eveniment pe durata unui an, totuși o încărcătură deosebită istorică are acest eveniment, dar și o încărcătură culturală indubitabilă. Care este rolul teatrului în acest an al Unirii, al Marii Unirii? Important pentru noi, cei care producem teatru în Republica Moldova și cei din România, să începem noi primii să producem această unire. Și ea cred că se va întâmpla, deoarece noi suntem mai artiștii mai
așa, mai simpli, mai sinceri și mai doritori de unire decât clasa politică. Ori ceea ce ne-am programat noi, de pildă, în acest an sunt foarte multe proiecte. El începe primul proiect al Teatrului Satiricus, este vorba de Emil Boroghină, care ați anunțat deja cu acest spectacol deosebit. Pe urmă urmează două spectacole, vine Teatrul Valac din Giurgiu, România, în care iarăși vom face un schimb de spectacol, vor veni pe 4-5 aprilie. Noi vom juca 15-16 mai la Giurgiu. Urmează 22, aproape 10 zile, Maya Morgenstern, cu 7 spectacole diferite ca gen, ca formă și chiar și ca estetică, cu 96 de angajați, cu o trupă de 48 de actori. Vreau să zic că nu numai actori angajați din Teatrul Evreiesc de Stat, ci foarte buni, mari actori de la Teatrul Ionuca Caragiale din București, de la Teatrul Odeon, de la Teatrul Notara, de la Teatrul Bolandra, de la Teatrul de Comedie. O pleadă de mari artiști vine cu acest minunat teatru al Maya Morgenstern să ne facă Chișinăul mai frumos. Ori pe urmă va urma Satiricus în luna mai, de pe data de 6, vom fi până pe 14 la București, unde exact vom răspunde și noi cu 7 spectacole diferite. Urmează după aceea Giurgiu, care l-am anunțat. Pe urmă este un proiect cu teatru din Suceava, în care vom fi de pe 16 până pe data de 24 la Suceava, cu încă cu 4 spectacole. Este un proiect mai vechi al Teatrului Satiric, cu devine și Matei Vișnec de la Paris, să sărbătorim împreună acest eveniment. Acestea sunt proiectele până mai. Urmează luna iunie închiderea stagiunii și în august începem un proiect cu Teatrul Național Târgu Mureș, unde Satiricus cu 5 actori de la Satiricus, 5 actori de la Târgu Mureș, se va monta un spectacol, piesa scrisă de un dramaturg din România, Mircea Meionescu. Ne-a propus piesa, regia mea aparține scenograful din România, pictor design din Chișinău, maestru de balet din România, coloana sonoră din Chișinău. Va fi un spectacol împreună a două trupe, în care se va juca atât la Târgu Mureș cât și la Chișinău pe parcursul mai multor stagiuni, actorii jucând fiecare lună și la Chișinău și acolo. Așa că va fi un spectacol în care aparține proprietari, vor fi două teatre. Iată încă un proiect și ultimul, cred că cel mai mare proiect care Satiricus încheie centenarul, este vorba de acel proiect foarte important, festivalul 10x10 egal cu 100, un spectacol în care anfitrionul acestei ediții este Matei Vișnec, cu 10 dramaturgi din România, cu 10 spectacole a 10 teatre din România, vor veni la Chișinău, și 10 dramaturgi din Basarabia și 10 teatre din Basarabia cu 10 spectacole din Basarabia. Vom juca paralel câte două spectacole pe zi, plus un spectacol încă 10 teatre din lume, cu piesele lui Matei Vișnec, începând de la Chicago, japonezii vin turcii, vin francezi, desigur, două trupe, vin englezii, vin italienii, și toate vor fi 10 spectacole a lui Matei Vișnec, în total 30 de spectacole, în 10 zile, câte 3 spectacole pe zi. Iată, această nebunie va avea loc în toamnă. Într-adevăr, o mare nebunie, o cursă teatrală pe un an și întreg. De aceea cred eu că aceste proiecte care se petrec și la Satiricus și în celelalte teatre, ceea ce vorbea și domnul Cadârcă, ceea ce se întâmplă și la domnul Țărnă, și sunt sigur că mai sunt proiecte care se mai întâmplă în alte teatre din Republica Moldova sau din România, cred că au dat start și demonstrează una. Teatrul românesc se produce atât în peste Prut în România, cât și peste Prut în Basarabia. Suntem un popor, suntem o națiune, avem aceeași limbă, avem aceeași istorie și avem același teatru. Eu cred în unire poate mai mult decât în orice, deoarece este imposibil ca doi frați să nu se înțeleagă și să nu găsească limbă comună. Rămâne acum nu frații să se înțeleagă, nu artiștii să se înțeleagă, să se înțeleagă politicienii, să iei mânuțele din Parlamentul de la București și de la Chișinău, să le ridice în sus. Și așa se va construi istoria. Nu o vor face, cred că vor intra în istorie ca cei mei ratați politicieni. Eu le doresc multă înțelepciune în acest an,
care este foarte important pentru ambele maluri ale Prutului. Domnule Grecu, vreau să vă întreb, pentru că tot ați enumerat atâtea spectacole, un program atât de încărcat. Care este atmosfera în trupă, în teatrul dumneavoastră? Pentru că este un program încărcat pe un an întreg înainte. Ce se întâmplă la capitolul răbdare, energie, inspirație și dacă aveți puteri să țineți față unui asemenea program? Pentru că vorbeați și de colaborări foarte importante la nivel de dramaturgie, scenografie. Mai avem scenografie. Care avem premiera în 20 aprilie Hamlet, avem altă premieră Vin femei și tot ce vrea lui Andrei Strâmbeanu. Mai sunt și premiera lui Mircea Mionescu. Mai sunt și premiere ale teatrului toate, și mai este și plan financiar, mai sunt cele 20 de spectacole care trebuie lucrate lunar, cele 180.000 de lei care trebuie puse în planul financiar. Sunt multe, multe, dar este important nu aceasta. Credeți-mă, este important ca că noi cei care activăm în teatru să ne simțim necesari. A înțelege că tu ești necesar pentru societate, cred că este cel mai important. Eu poate am să spun acum și o aberație, dar credeți-mă că este mult mai important când ești conștient că tu ești în fața spectatorului, în primul rând ca cetățean, și încerci să vorbești cu el și să promovezi un adevăr, să promovezi o idee. Poate mai important uneori de reușita acelui rol. Teatrul nu poate exista în afara societății ca și actorul care este parte, componentă a acestei societăți. El este unul din indivizii acestei societăți și care are misiunea nobilă de a promova cultura, de a promova frumosul, de a promova, de ce nu, și ideea românismului, ideea unirii, ideea că noi avem același drept ca toți pe acest pământ. Eu asta vreau să înțeleg și dacă vorbeam de... Brecht vorbea în platforma asta estetică că, în primul rând, actorul trebuie să fie și cetățean. Să nu uite că este cetățean acestei țări. Păi, iată, eu fac un apel către toți artiștii, indiferent că ești actor dramatic, că ești cântăreț, că ești compozitor, că ești cineast, tu, în primul rând, ești cetățean acestei țări și tu trebuie să faci orice pentru ca poporul tău să fie un popor fericit. Doresc încă o dată tuturor succes în anul Marii Uniri. Așa este, un demers important din partea unui om, unei personalități în anul centenarului Marii Uniri, ca fiecare interpret, fiecare artist să-și asume poziția sa civică și să-și foarte asume corect responsabilitățile care foarte derivă corect din asta. Domnule Grecu, când și cine a venit cu inițiativa, pentru că revenim la, iarăși, la reuniunile teatrale, la turnele organizate, da, iarăși, de Teatrul Evraiesc, aici la Chișinău, și de estafeta pe care o preluați, da, și o transmiteți la București. Cine a venit cu inițiativa? Povestiți-ne despre această idee care a apărut la un moment dat ca să faceți aceste colaborări și care a fost reacția, dacă a venit din partea dumneavoastră, care a fost reacția de dincolo? Reacția cu Teatrul Evreiesc a fost simplu, cu Maia Morgenstern în cadrul întâlnirilor TVR. În lungile discuții vorbeam despre faptul că noi foarte bine vorbim în fața camerelor de filmat și foarte puțin facem noi, românii. Trebuie să dau o palmă și mie și tuturor celor care vorbesc mult și nu fac. Și îmi fac mai puțin. Atunci cu Maia Morgenstern am zis că hai să încercăm cu 2-3 spectacole. Pe urmă, în urma discuției, am început așa, dar telefona mai des, zic, câte spectacole le poți aduce? Zice, păi tu câte vrei? Zic, eu aș vrea să jucăm în fiecare zi câte un spectacol și să nu ne limităm doar la bifa acest turneu, fiindcă foarte ușor noi bifăm, foarte frumos ne duce capul să scriem proiecte pe care le aplicăm la diferite fundații pentru a ne finanța și foarte câteodată ușor uităm că mai este și responsabilitatea și trebuie să existe și exigență. Și iată, cu Maia Morgenstern s-a întâmplat ceea ce mi-am dorit. Am început anul trecut cu 6. Da, a fost un turneu de inedit. Da. Da, anul ăsta cu 7 spectacole. Sper la anul să fie 8 deja, 9, 10. Să știți că este foarte greu, să știți că este foarte costisitor și sigur că aveam susținerea Institutul Cultural Român. Sigur că este implicată în acest proiect. Vreau să mulțumesc primăriei Chișinău care susține, primăria București. Se ține de cuvânt pentru ambele teatre. Este o susținere totală, o finanțare. Avem, dar credeți-mă că
este doar 50% din cheltuielile pe care le fac aceste organizații comparativ cu banii care însuși teatrele pun. Iată aici, cred eu că este important să remarc ceea ce a înțeles Maia Morgenstern și am înțeles și eu la Chișinău, că o parte din banii câștigați se trebuie investiți în turnee de genul acesta, unde actorii au posibilitatea să schimbe, cel puțin să se apropie în ceea ce fac ei în teatru. Și iată, să știți că după primul turneu, când au venit aici, noi când am ajuns la București, tehnicienii, actorii, deja ne cunoșteam, cabinierii se ajutau unul pe altul, cei de la lumină, de la sunet, vorbeau între ei ca parcă se simțeau, lucrau într-un aceeași teatru. Mai am zice, hai, nu vrei să facem o unire și să fim tu o săptămână director și eu o săptămână. Că vezi că ei vor împreună, nu mai vor aparte. Sigur că este foarte important această colaborare. Sunt multe încă colaborări care nu le-am anunțat, ele nu fac parte din linia centenarului, dar mai sunt încă două proiecte foarte importante ale Teatrului Național Satiric, este vorba de festivalul de la Sibiu, care vom fi în luna iunie cu două spectacole, și festivalul de la Edinburgh, care este pentru noi foarte important, este festivalul de la Avignon și colaborarea cu teatru francez, un teatru din Avignon, de la Avignon, care va veni la Chișinău și care ne-am propus, noi vom duce migranții lui Matei Vișnic acolo. Ei vin cu migranții tot al lui Matei Vișnic la Chișinău, noi vom duce varianta noastră. Și este o colaborare cu regizorul francez, care va monta un spectacol în Chișinău. Acestea sunt pornirile pe care le avem. Teatrul este o mașină foarte bună, dar să nu uitați că în primul rând este o fabrică de produs spectacole. Da, chiar e dureros câteodată, dar trebuie să fii conștient. Teatrul nu numai experimentează. Teatrul este o fabrică de produs spectacole, teatrul este conștient că trebuie să deservească spectatorul, că el este responsabil față de spectator. Aici vreau să ajung, teatrul e frumos prin sălile, prin scena, prin spectacolele care le propune, dar și prin sălile arhipline. Teatrul Satiricul se bucură de un public permanent, stabil, care vine la spectacolele teatrului, dar și m-ar interesa cum reacționează la aceste colaborări cu actorii, cu regizorii, cu teatrele din România, cât de activ vin la aceste turnee ale teatrelor românești. Iată, dacă o să sunați sau o să intrați pe site la Satiricus, accesați și vedeți vânzările pentru în aprilie, câte jumătate de sală deja sunt vândute biletele aproape la toate spectacolele Maia Morgenstern. Aceasta este un indiciu. Fără adică asta, nici nu vorbi cu grecul. Ai accesat site-ul și ai știut câte bilete găsești deja la Maia Morgenstern. Cei care nu își dau seama și nu înțeleg că trebuie acum să le procure, degeaba mă vor contacta la 1, 2, 3 aprilie, că nu le vor găsi. Biletele nu vor fi. Aceasta este important. Ne-am înțeles cu doamna Morgenstern că nu mergem pe formula spectacole ieftine, mai puțin costisitoare, cu actori poate nu atât de importanți, cu un decor mai simplușor, să bifăm. Am zis că mergem cât nu ne-ar costa, aducem spectacole bune. Fiindcă publicul din Chișinău trebuie să vadă spectacole bune, de valoare. România are spectacole enorm de bune și foarte multe. Regizori foarte buni, actori. Aceștia trebuie să fie prezenți în Basarabia. De aceea, încă o dată atrag atenția în anul centenarului să nu mergem pe bifarea a unor evenimente. Nu bifarea evenimentului important. Este ce va lăsa în urmă aceste întâlniri. Și dacă ele vor măcar cu un pas va mișca dorința populației de unire. Iată, acesta este mesajul care trebuie să lăsăm noi artiștii. Am înțeles cât de activ este publicul din Republica Moldova, din Chișinău cel puțin, dar ce se întâmplă la același capitol în România? Cum sunteți întâmpinați dumneavoastră la Teatrul Evreiesc din București? Foarte bine. Și cât de bine vă simțiți? Foarte bine. Sălele s-ar fi pline. La capitolul spectatorii, exact. La capitolul spectatorii, ei sunt foarte cointeresați în repertoriu. Repertoriul Teatrului Satiricus este axat pe două
două direcții. Este teatru social, care este foarte important și ei vor să vadă acele spectacole noastre despre care noi vorbim, despre ce se întâmplă în această țară. Și a doua direcție, ei văd școala de teatru, care trebuie să recunoaștem, este produsa, noi suntem produsa teatrului rusesc, școala de teatru rusă. Noi avem spectacole și ca platformă și ca viziune puțin altfel. Actorii sunt undeva în jur de 70%, bine nu, dar 50% sunt cu școala moscovită. Sunt actori cu experiență și cu un fel de a înțelege teatru în felul în care ei au fost educați. Așa că prezintă interes destul de mult, anume și spectacolele și felul de interpretare, dar și conceptul nostru artistic. Revenim la acest subiect după un reportaj. Continuă seria de evenimente itinerante din cadrul proiectului 100 de ani împreună, centenarul Marii Uniri. Actorul Emil Boroghina, societar de onoare al Teatrului Național Craiova, este așteptat la Chișinău în perioada 26-28 martie cu recitalurile Treptele Unirii și Sunt suflet în sufletul neamului meu, limba română e patria mea. Mai multe detalii vă invit să aflați din următorul reportaj. Primăria Municipiului București, prin Teatrul Notara, continuă seria de evenimente din cadrul proiectului 100 de ani împreună, centenarul Marii Uniri. Este vorba despre turneul actorului Emil Boroghina, societar de onoare al Teatrului Național Craiova, cu recitalurile Treptele Unirii și Sunt suflet în sufletul neamului meu. Limba română e patria mea. Acestea va avea loc la Chișinău în perioada 26-28 martie. Vechii daci, hai să întindem hora mare. Frate, m-am găsit pe frate, după cum elegea filii, ce prin țara va străbate hora horelor unirii. Joli, postași, înțelegini, însemnați cu stea în frunte, dragii lui cu stea în vechii, dragii mei și oimani de mâine, am cântat în tinele să strămoșească viteșie. Viteșie fără seamă, pe acel timp de greologie, ce la vechiul nostru bune au dausul de mine, dus pe Dunăre în mare și din mare dus în lume. La invitația Teatrului de Revistă Ginta Latină, recitalul Treptele Unirii va fi prezentat pe 27 martie, iar pe 28 martie va avea loc spectacolul Sunt suflet în sufletul neamului meu, limba română e patria mea, la invitația Teatrului Satiricus Ion Luca Caragiale. De asemenea, pe 26 martie, Emil Boroghina va primi premiul de excelență al Uniunii Teatrale din Moldova. Decernarea va avea loc la Teatrul Național Mihai Eminescu din Chișinău, în cadrul galei Unitem. Aș fi trăit când tu trăiai, pe tine te-aș fi iubit, atât cât te iubesc. Căci tot ce simt este rău sau bine, destul că simt, tot ție-ți mulțumesc. Treptele Unirii este un spectacol de poezie românească clasică și contemporană dedicat centenarului făuririi României. Poezia patriotică reprezintă adevărate capitole din istoria noastră politică, socială și culturală. Emil Boroghina este absolvent al Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică București, Facultatea de Teatru, secția Actorie, promoția 1963. Între 1963 și 1988 a fost actor al Teatrului Național Craiova. Este fondator și director al Festivalului Internațional Shakespeare. Este președinte al Fundației William Shakespeare Craiova, vicepreședinte al Rețelei Europene a Festivalurilor Shakespeare, societar de onoare al Teatrului Național Craiova și membru al Senatului Uniter. Mai tare decât moartea e iubirea. Nici râuri și nici mare nu pot stinge. Necunoscută taina ei și firea. Nimic nu cumpără și nici învinge. Mai tare decât moartea e iubirea.
Am revenit în platou. Domnule Grecu, chiar vă rog să ne spuneți despre acest om deosebit, Emil Boroghină, care va urca pe scena teatrului Ion Luca Caragiale. Emil Boroghină, înainte de a urca pe scena Teatrului Național Satiric Ion Luca Caragiale, va urca, ceea ce n-am anunțat, pe scena Teatrului Național Mihai Eminescu, pe 26 luni, în care, în cadrul Gali Unitem, care are loc anume în acest teatru an de an, el va ridica premiul de excelență oferit de Senatul Unitem printr-un vot absolut unanim, toți au votat pentru această personalitate deosebită pe a teatrului românesc. Să știți că Emil Boroghină, în primul rând, se deosebește de marii artiști care sunt enorm de importanți în România și printr-o calitate deosebită aparte. Este unul din cei mai mari manageri de teatru pe care i-a avut România. Să nu uităm că anume Emil Boroghină este acel primul care a spart gheața și a scos România cu spectacole de teatru în lume. Până la ieșirea Teatrului din Craiova, nimeni nu, din România nu știau, teatrul european nu știe de teatru românesc în afara hotarelor. Iată, acest om, această personalitate, acest maestru, a izbutit datorită talentului său de manager și pentru, datorită exigenții sale și este și poate și un mare succes pe care l-are Purcarete, Silviu Purcarete, că a avut noroc de acest om, de acest director de teatru Emil Boroghină, care l-a ajutat și i-a permis, i-a creat condiții ca el să se manifeste totalmente ca regizor și, într-adevăr, Purcarete este o nume astăzi de tare mondială. Ceea ce mai este de remarcat despre domnul Boroghină, că este în primul rând un mare îndrăgostit de moldoveni, de Moldova, de tot spațiul acesta nostru, de artiștii din Republica Moldova și nu cred că veți găsi nu că în Moldova sau în România vreun artist care să zică măcar un cuvânt, nu știu, de genă față de această mare personalitate. Este un mare îndrăgostit de oameni, un pătimit, un mare îndrăgostit de poezie. Eu anul trecut el a fost la Chișinău și noi tot în cadrul unui proiect dumnealui a avut un recital al lui la Teatrul Național Satiricus, la Chișinău, aici, după poezia lui Ovidiu. Metamorfozele Ovidiu, nu știu dacă, cred că pe degete voi putea număra câți intelectuali au citit această operă a lui Ovidiu. Păi iată acest domn al Teatrului Românesc, o oră 40 ne-a citit din Ovidiu. Extraordinar. Nu vreau să-l jignesc, să zic că este bătrân, dar este la o vârstă în care este, trebuie să recunoaștem că vine și memoria nițel parcă ne mai lasă. Eu o simt pe mine proprie, în care am o vârstă mai tânără. Ori dumnealui ne-a fascinat cu această capacitate de a recita atât de intim, atât de profund și totodată de a aduce mesajul, uneori chiar complicat în poezia lui Ovidiu, de a dezveli, de a descoperi acea poezie romantică, fiindcă romantismul în poezia lui Ovidiu puțin îl cunosc. Noi l-am învățat foarte puțin și prost la Institutul de Învățământ, că așa ni se predau nou, cel puțin în școala sovietică. Pe urmă, autodidact, ne-am dezvoltat ce noi am citit, ce a nimerit pe mână. Ori Emil Boroghină vine cu o lecție foarte mare în care ne dă o palmă tuturor artiștilor și ne spune să punem mâna pe carte. Și dacă sunt artiști, da, cunosc foarte mulți care sunt cunoscători de poezie, îndrăgostiți de poezie, Emil Boroghină face parte din acei buni artiști care iubesc acest gen de teatru. Un mare om la paragraful omenie. Nu știu dacă cei care au comunicat cu Emil Boroghină cunosc faptul că Emil Boroghină, orice nu l-ai ruga, el se va arunca să te ajute. Și sunt foarte mulți basarabeni
pentru care Boroghină iubește și a ajutat. Eu vorbesc de artiști din toate teatrele noastre din Basarabia. Chiar vă rog să ne spuneți încă o dată data la care telespectatorii noștri pot veni să-l vadă pe, pe această personalitate. Eu invit într-adevăr să nu piardă ocazia să-l vadă pe Emil Boroghină pe data de 28 la ora 18 la Teatrul Național Satiric Sunucă Caragiale. Intrarea este gratis. Vă invităm și veți vedea că în timpul spectacolului, după spectacol, va fi și o discuție de suflet în care vor putea dialoga și să se simțea, și să simtă acea seară românească care noi vă promitem 100% de calitate. Domnule Greco, vreau să vorbim despre un alt proiect al TVR în parteneriat cu Teatrul Național Satiricus Ion Luca Caragiale, despre proiectul Întâlnirile TVR, acest proiect frumos care aduce personalități din România ca publicul din Basarabia să-i cunoască, să-i vadă, să le poată adresa întrebări, să contacteze direct, live, cum s-ar spune. Povestiți-ne despre acest proiect frumos, pentru că teatrul dumneavoastră pe care îl... Când mi s-a vorbit despre acest proiect, fiindcă inițiativa a fost a TVR-ului, eu vreau să zic că mi-a plăcut enorm, dar nu mi-am dat seama de dimensiunea și de importanța acestui proiect, care, de fapt, dacă să fim sinceri, cred că este proiectul anului în Republica Moldova. Acest proiect, cred că este peste toate emisiunile, de la toate posturile televiziunii din Basarabia, în anul care s-a produs, 2017. Dumneavoastră și moderați aceste Da, dar nu de ce? Eu moderez. Nu de asta, eu dar vorbesc chiar de importanța vreau să... și de calitatea acestei, pentru Basarabia vorbesc. Doi, l-aș pune în cap de a fi și în concurență cu posturile televiziunii din România. Și am să-i spun de ce. Niciun post de televiziune din România nu a făcut atât de mult pentru promovarea artiștilor din România în Basarabia cât a făcut TVR-ul, TVR Moldova, în acest proiect. Așa că nu știu cui aparține, s-o felicit pe Mariana, s-o felicit directorul TVR-ul Moldova sau s-o felicit altcineva, nu știu. Vreau doar una, ceea ce se confirmă și asta mi-au spus-o spectatorii și toți mă întreabă, toți mă sună: domnul Grecu, de ce întârzieți? De ce întârzii? Păi nu ați uitat de TVR, că erau întâlnirile, când venim? Oamenii deja așteaptă de la 1 ianuarie să se întâlnească și sunt dornici de a discuta. Și să știți că anume forma aceasta în care dialogul se intercalează și cu artisticul, o face ca acest proiect sau această emisiune să fie foarte importantă și foarte gustată de spectatori. Eu uneori mă sună, zice: oh, am văzut, îți mulțumesc pentru Dina Drăgan, Dumnezeu s-o ierte, iată Stella nu mai este, v-am văzut cu Stella Popescu, iată numai ce aseară. Acele repetări care se produc, nu știu care este ratingul, cred că dumneavoastră știți mai bine, dar el îmi dă de înțeles că ceea ce se face în acest domeniu, cred eu că merită să duceți și în acest an aceste întâlniri TVR Moldova, cât de greu n-ar fi și știu cât costă enorm și financiar, dar și fizic și intelectual și logistic această emisiune. Nu este atât de ușor să obții, să convingi artistul din România, să-l aduci, să-i, ca el să poată și el încadra în planul lui de activități, care sunt foarte, foarte ocupați, dar faptul că reușiți și noi reușim să vă găzduim, credeți-mă că este foarte important, anume pentru și pentru promovarea iarăși a ideii a românismului în Republica Moldova, dar și acestei minunate idei care se numește și Unire, Unirea Sfântă. Așa este o colaborare prețioasă pentru TVR Moldova, cea cu Teatrul Național Satiricus Ion Luca Caragiale. Odată cu colaborările apărute în acești ani, de câțiva ani încoace, mă interesează dacă au apărut și note de prospețime în montările realizate de dumneavoastră. Deci experiența acumulată pe parcursul unor colaborări ar trebui să dea și rezultate în propriile montări. Cum simțiți dumneavoastră acest lucru? Este foarte important orice festival, orice participare, orice schimb de spectacole cu teatre de România, te impune să privești altfel lucrurile și să-ți mai faci câteodată curățenie
un fel de curățire în, în propria casă. Sigur că teatrul este viu, teatrul este un organism viu și permanent, formele se schimbă în dependență de anul și țara în care locuim și societatea își lasă amprenta asupra mișcării teatrale. Teatrul nu poți să-l faci, spuneam, în afara societății. De aceea, orice întâlnire cu teatrul românesc, orice colaborare, sigur și-a lăsat amprenta în estetica și în chiar platforma artistică a Teatrului Național Satiric Sfântul Căcaragele, dar eu vreau să vorbesc numai de Teatrul Național Satiric Sfântul Căcaragele. Eu cred că toate teatrele din Republica Moldova deja au amprenta, acea amprentă care se numește Teatrul Românesc, fiindcă vrem sau nu vrem, s-a produs un teatru până în anii 90 și după anii 90 este cu totul altfel de teatru se produce în Republica Moldova și trebuie să recunoaștem că aceasta este mult mai bun teatru, de calitate și mult mai românesc. Așa să fie. Vreau să o salut iarăși în această seară pe Ninela Caranfil, actrița Teatrului Național Mihai Eminescu, artistă emerită a Republicii Moldova. Doamnă Caranfil, vă mulțumim că ați ajuns la TVR. Da. Știu că afară e frumos, linge. Totul se împotrivește, dar uite că... Dar vă mulțumim că ați venit, este important. Am reușit. Bună seara, bună seara. Bună seara. Da. Doamnă Caranfil, vă rog să ne spuneți, pentru că tot vorbeam despre anul centenarului, anul Marii Uniri. Din perspectiva artei dramatice, cred că sunt multe de spus, mai ales ținând cont de aceste colaborări frumoase care au loc la nivel teatral între teatrele din România și cele din Basarabia. Domnul Grecu ne-a povestit ce se întâmplă la Teatrul Național Satiricus Ion Luca Caragiale, am urmărit și un reportaj ce se întâmplă la Teatrul Național, dar vrem să auzim de la dumneavoastră. Cum percep actorii aceste colaborări? Probabil că pronia cerească, iată, a zis, hai să-i binecuvântez și pe oamenii de cultură din Basarabia, din Republica Moldova, pentru că noi aveam nevoie de acest schimb de experiență cu colegii noștri din România. Pentru noi era vital acest lucru și este în continuare, iată, preiau gândul lui Sandu Grecu și zic că teatrul a devenit mult mai calitativ, mult mai performant, mult mai românesc. Iată, și de aceea zic că aceste legături, schimburi culturale, spirituale, de ce nu, sunt pentru noi, oamenii de cultură, sunt ca o gură de apă, ce să vă spun, însetatului. Așa că acum a devenit o... Cum să vă spun, o obișnuință, o normalitate. În sfârșit, noi am ajuns la o normalitate când ne întrunim, discutăm, ne prezentăm premierele noastre și spectatorii din orașele României și nu numai ne cunosc, ne recunosc, ne aplaudă și ne încurajează prin asta. De aceea zic că e foarte binevenit acest schimb, aceste festivaluri, iată că la Teatrul Național Mihai Eminescu, nu mai țin minte al câtelea an, al cincilea an, se organizează festivalul Teatrelor Naționale Românești. Reuniunea Teatrelor Naționale. Doamne, apropo de reuniune, da. Vom reveni la acest program pe care vă rugăm să ne-l prezentați ceva mai târziu, pentru că chiar acum intrăm în legătură directă prin telefon cu actorul și regizorul român cu o impresionantă teatrografie și filmografie, directorul Teatrului Național Ion Luca Caragiale din București și președintele Uniterului, domnul Ion Caramitru. Domnule Caramitru, bună seara! Bună seara, bună seara! Vă mulțumim frumos pentru această intervenție prin telefon, pentru complicitatea iarăși la discuțiile noastre. Timp de mai bine de 5 ani, dumneavoastră realizați reuniuni teatrale cu teatrele din Basarabia. Ce înseamnă pentru dumneavoastră anul unirii din perspectiva artei dramatice? M-aș juca cu cuvintele puțin. A spus reuniune, a spus reunirea. Nu aș greși puțin. Reunirea Teatrului Românesc pe toate meleagurile lui, sub imperiul limbii literare pe care o vorbim la fel de bine acum, înseamnă mai mult sau mai puțin
frățirea de întotdeauna pe care am avut-o. Suntem cetățeni ai limbii române, suntem cetățeni ai României, suntem cetățeni ai acestei părți ale Europei care vorbește românește și are originea comună și este în aceeași măsură și expresia spiritului ludic și, dacă vreți, tragicomic pe care am trăit cu toții în anii de restriște. Această punte teatrală între București și nou și mai nou și cu alte orașe din Republica Moldova. Nu spuneam ceva decât că vorbim de aceeași limbă, nu avem nevoie de traducători și înțelegem la fel de bine și intens tot ce se spune pe scenă. Și cum a menționat doamna Caranfil, este deja o normalitate. Ce program au teatrele din România în acest an, anul centenarului? Noi ne-am propus, toate teatrele românești, vorbim de Teatrul Național. Noi am avut deja o premieră cu Oriforul, alu de la Brancea, care e o piesă despre istoria României. Vom începe repetițiile cu Pădurea Spărinților Raselor, care este o dramatizare după romanul cunoscut și chiar ecranizat în România, în regia lui Radu Afrin, la Sala Mare. Vorbesc de texte care vorbesc despre România și în special acesta cu Pădurea Spărinților Raselor despre perioada cea mai dramatică a momentului când ne pregăteam de unire. Și în aceeași măsură căutăm să facem o coproducție cu Teatrul Național din Chișinău pe texte pe care dorim să le realizeze partea Teatrului Național din Chișinău și să facem distribuție dublă, să jucăm un spectacol adresat exact acestui moment istoric. Pe de altă parte, mă gândesc și ne pregătim și noi cu o altă selecție legată de istoria imnurilor neamului nostru. Vorbesc de imnurile oficiale, care au în coada lor, în trena lor, momente și conjuncturi istorice foarte bine definite. Domnule Caramitru, vă mulțumim foarte mult și vă așteptăm iarăși cu mare drag aici, la Chișinău. O seară frumoasă să aveți! Am revenit în platou, domnul Grecu ne-a părăsit, grăbit fiind la niște repetiții. Doamnă Caranfil, ne bucurăm de prezența dumneavoastră în continuare și chiar vă rog să ne răspundeți la următoarea întrebare, care este firească. Cum s-a construit această unitate spirituală între actori? Cum o simțiți dumneavoastră acum, retrospectiv, privind? Tot ați menționat că este o normalitate deja aceste colaborări. Pentru un actor, această unitate, unirea, s-a înfăptuit? S-a înfăptuit. S-a înfăptuit și sunt sigură de asta că acest proces va continua și va deveni cu adevărat, ce să vă spun, va deveni un fenomen normal. Încă o dată vorbim de normalitate pentru că noi am fost ținuți atâția ani, de fapt din 1812, această forță malefică tot încearcă să ne distrugă spiritul național aici în Basarabia. Iată că în 200 de ani, peste 200 de ani, nu au reușit și asta iarăși trebuie pentru noi, într-adevăr, pur și simplu Dumnezeu ne-a ocrotit și faptul că noi am trecut prin atâtea încercări, noi basarabenii, faptul că în noi n-a dispărut acea scânteie divină care este românismul, a fi român, iată că ne-a ocrotit Dumnezeu și acum înflorește grație acestei deschideri extraordinare. Și vă spun, noi actorii suntem extraordinar de fericiți că ne vin oaspeți din România. Vă rog să ne spuneți când vor veni oaspeții, vor chiar veni, săptămâna viitoare. Vor veni săptămâna viitoare și îmi permiteți vă să vă citesc așa că
fiecare sărbătoare își așteaptă oaspeții. Iată că noi așteptăm oaspeți de la Iași, din București, și o să ne bucurăm iarăși împreună de noile premiere, da, noile succese ale colegilor noștri, dar nu numai, și ale noastre. Iată că pe data de 27, chiar de ziua Unirii, de ziua centenarului, artiștii din Iași vor veni cu două spectacole. Vor juca pe data de 27 la orele 18 la Teatrul Național Mihai Eminescu, Seceta Roșie. Spectacolul după cartea, cutremurătoarea carte a Larisei Turea, spectacol montat de regizorul Petru Hadârcă, și acest spectacol ne vorbește încă o dată despre ororile prin care am trecut noi, basarabenii, cum am fost înfometați, cum a fost, cât de feroce a fost această politică pentru a ne distruge. Deci vă invităm, dragi telespectatori, dragi spectatori, veniți la Teatrul Național începând cu data de 27. Pe 28 se va juca, bineînțeles, Chirița în provincie. Ce fel de sărbătoare fără Chirița? În regia basarabeanului Ion Sabdaru. Da, în regia, da, lui Ion Sabdaru. Și pe data de 30... vin bucureștenii deja și vor juca în sala mică Moftul Român, că avem și noi mofturi, ca orice român, da? Și după Caragiale, cu un actor, Lare Georgescu, care este un actor foarte talentat, și iată că o să ne prezinte acest spectacol. Iar la orele 19, două loturi, un spectacol montat de talentatul regizor Alexandru Dabija, și continuă cu spectacolele noastre. Pe data de 29 jucăm Pomul Vieții de Dumitru Matkovski și pe data de 31 Balamucul Vesel. Doamnă Caranfil, vă mulțumim, da, pentru acest program pe care ne l-ați prezentat. Vă mulțumim că ați găsit timp și ați venit la TVR Moldova să aveți parte de o primăvară frumoasă, senină. Vă mulțumesc, asemenea. Și numai bine. La revedere și vă mulțumesc, dar puțin am stat de vorbă. Mai stăm de vorbă, cu siguranță. Bine, bine. O seară frumoasă, doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. Nu ratați premiera celui mai recent film de televiziune al casei de producție TVR, Circul Mateo, de Adrian Lustic, o comedie neagră despre tehnica manipulării. Filmul va fi difuzat pe TVR Moldova sâmbătă, 24 martie, ora 11:45, iar luni, la o nouă ediție a emisiunii Obiectiv Comun, vă dă întâlnire colegul meu Sandu Scobioală, care alături de invitații săi vor aduce un omagiu generației Unirii. O seară frumoasă să aveți, cele bune!